Măi, totul e un drum lung, anevoios și, mă rog, pe parcurs întâlnești tot felul de întâmplări și ocazii de a descoperi pe tine, care contează foarte mult pentru un artist. Spre exemplu, degeaba faci tu o lucrare sau, mă rog, un desen, ceva pe acolo, dacă nu te descoperi pe tine. Dacă nu te cunoști pe tine, nu ai făcut nimic. Și tot, voi, dacă nu e o obsesie a unui lucru care l-ai făcut, care vrei să-l faci, Că nu nu închide ajungi. ușa. O să o chizi. Se aude la radio. Ia vezi că e ceva picat, ceva pe acolo. Da. M-ați întrerupt ideea, scuze. Nu. Aha. Trebuie să Măi. avem grijă și la mișcări, la pantofi, sau că se aud sunetele. Trebuie să fim Ia cât câtă, mai... scârți. Merge și asta. Sau Da. telefonul, poate l-ai. L-am pus pe mut. L-ai pus, bravo. E pe mut. Era odată o perioadă venit și era, mă rog, eram mai tinerel pe acolo, început de artă. Spre exemplu, am văzut atâtea cărți, cum le vezi în toate părțile, dar aici sunt cărți. Omul a citit. Nu vin numai că îți trece ție prin cap tot felul de asta și gata, tu ești artist. Nu. Îți trebuie și logică, ai nevoie și de o critică, o descoperire, o analiză a unui lucru. A fost odată, aveam vreo 19 ani, tot descoperi, cauți. Ai văzut că fiecare artist avea o manieră de lucru. Fiecare a avut o orientare. Am ajuns la o idee să pictez visele. Dar asta, încetul cu încetul, am intrat în surrealism. Am descoperit pe Dali, care era cu suprarealismul lui. Interesant. Am citit prin diferite reviste anumite interviuri care le câștiga vreun reporter, câte un om în artă, și am văzut că trebuie să fii independent prin ideile tale. Am mai fost odată o perioadă, atunci cât sunt atâția ani, 40 de ani, am trecut la simplificarea chestiunilor pe acolo, am ajuns până la linie. Am ajuns să îmi fac un autoportret în linie. Pentru că într-o carioca roșie, nu mai știu de ea, este undeva într-un loc ascuns, nu știu dacă o mai găsesc vreodată, dar a rămas ideea. Plecam odată la o expoziție, am ajuns să expun și eu pe undeva. Mă gândeam odată, ci că dacă pun linie colorată și construiesc lucrarea pe acolo, dar nu pun în funcțiune acolo. Nu le pun, că dau altora idei. Și vine vreun șmecher mai profesionist și îmi fură ideea. Și au rămas peste 9 ani. De-abia atunci m-am dat drumul de ea. De când am ajuns să fiu student, am venit într-o bună zi după ce am ieșit în vacanță și am arătat profesorului.
Eu fiind plecat cu trenul de la 4 până am ajuns la 6, eram primul în atelier atunci. Și bineînțeles, până a venit colegii mei, a venit profesorul meu și am zis, ce ai făcut? Păi, te-ai distrat? Ci că nu, eu am mai făcut ceva. Ce ai făcut? Hai! Și am venit cu într-adevăr cu lucrările. Și mi-a zis într-adevăr după aceea, mi-a zis ce aveam de lucrat, să lucrez în maniera aia de lucru. S-a făcut, am făcut și am ajuns și să termin și facultatea și am ajuns să fac și anumite expoziții în maniera de lucru asta. Care pentru mine am găsit un mod de interpretare cât se poate de liber. Și libertatea contează foarte mult. Libertatea de modul de interpretare a lucrării contează foarte mult. E pur și simplu individual. Dar cui mai pasă bocșenilor de treburile ce zeu vorbesc eu? Asta e destul pentru ce am vorbit de aici. Altceva? Am făcut ani și ani de zile. Povestește cum ai ajuns de la experiențele din lumea macro, de la începutul, de la capătul liceului, fost și asta, la adevăr, a fost și problemele astea, cum am vorbit cu băiatul ăsta de înainte, ieri. Eu mai făceam, lucram, mă interesa și lumea microscopică și biologia, îmi plăcea, într-adevăr. Am ajuns să câștig un microscop care mi-a făcut, am deschis un univers interesant, care m-a ajutat foarte mult pentru linia aici. Deci, asta, până am ajuns la asta, sunt anumite chestiuni destul de interesante. Lumea macro, lumea micro, biologia. În biologie găsești, e o lume interesantă. Nu, și câte altele. Și știi, m-am fascinat întotdeauna, noi mergem foarte mult pe câmp, pe la teme, la maci, macii sunt marea noastră slăbiciune comună, eu la fotografie, Viorel la pictat. Dar totdeauna când mergem, face câte o referință la lumea macro, care e o lume foarte precisă, geometric. Fabuloasă, prin combinații de culoare uimitoare, și o să-ți povestească eu. Mi se pare fabulos că există întotdeauna o referință macro care s-a eliberat. Deci în picturi n-ai să vezi nicio rigoare geometrică standard. Uită-te la ele, la orice temă vrei. Tot ce aici este ieșire de... A plecat de acolo și a ajuns să se elibereze de ea, dar ea este undeva. Totdeauna se raportează la culorile de acolo, la precizia de acolo. E foarte interesantă lumea microscopică. Foarte interesantă. Acolo descoperi libertatea de felul, descoperi multe lucruri foarte interesante. Atâtea metode de a te elibera de legea logică care pare chestia asta de aici. Se vede și în chestia asta de acolo. Aici apar texturile, care într-adevăr sunt mai încheiate, dar astea mi se par mult mai interesante, mult spre esențial. Și încetul cu încetul cred că o să intru cu mai puține linii și ideea mai concretă, care contează foarte mult. Apar, într-adevăr, lucruri de pe acolo, de aici. Oricum, lumea microscopică a fost foarte interesant, care m-a ajutat să deschid metoda mea de a mă exprima prin libertatea mea. Care e foarte mult să câștigi felul tău de a lucra și să fii mai de la esență
și logic. Am fost, într-adevăr, am fost cu prietenul meu câte și câte altele. Și când pică o pată oarecare care se pare în chestiunile astea, dar îi găsești un loc și lor. Da. Ce mai pot să mai zic? În fond, acum și niște teme consacrate, da? Clasice de, te spune, aproape din peșteră. De la am avut aceea, am găsit anumite forme, niște pete care par, sunt colorate, într-adevăr, se par, parcă ar fi în peșterile din, picturile din peșteră, din epoca primitivă. Și totuși, dacă analizez, omul ăla a fost mai sincer, care sinceritatea contează foarte mult în asta. Dacă ești sincer, într-adevăr, lucrarea în sine e bună. Și esențial la... Și dacă nu ești sincer când lucrezi, nu faci nicio chestie. Se ved lucrările astea, că cele false. Ajungi la falsitate, nu ești. Și ajung chestiile astea, cum le fac chiciurile de aici, care apar peste tot. Se vede omul că nu-i sincer. Da. Am și aici niște... cum să spun... trebuie să scriu și să citesc ce am scris acum vreo câteva zile. Trebuie să vadă și ăștia. Ia să le văd aici. Ai nevoie să dăm noi. Da. Aici? Din caietul ăsta. În caiet. Hai să vedem. Hai că aici. Nu e așa de simplă. Așa, hai să vedem noi aici. Până ajungi la asta, mai scrii. Și mai notezi. Ai o idee, ai făcut, până la pictură mai faci și o instalație, măcar proiect de instalație. Na, hai să vedem ce spune aici. Fii sincer și profund, dă entuziasm privitorului, dă mișcare și expresivitate motivelor tradiționale. E problema că o să fie o temă care o să am pe parcurs, tema ei, care e destul de interesantă. Acum nu mai discutăm de astea, dar mai este și altceva. Caută să găsești și să câștigi prin gândire și lupta ta sufletească libertatea de interpretare. Astea sunt niște idei proaspete. Și mai vine și asta. Fii demn de ideile tale. Să poți evolua în lumea ta. Dacă adunat niște versuri. Când o să fii pregătit să le transpui pe pânză? Sunt, dar nu sunt eu încă prea... Eu am și, dacă vreți să știi, am și cântat în chitară, dacă tocmai se știe. Nu am făcut tocmai pictura. A fost o perioadă când eram 16 ani, eram, uite, cum îi spune, chitara e aici, în coridor. E acordată încă? Se poate folosi? Acum nu mai. A rămas numai ca pentru ca model pentru natură statică cu chitară. O să fie și asta, dar să nu spună nimeni că am fost și poet într-un fel. Nu, uite, spre exemplu, și Picasso a făcut și poeme, nu pot să fac tocmai așa de simplu. Uite, Van Gogh a scris și câți alții. Uite, Magritte, n-a fost un oarecare. A mai făcut și alte chestii. Na. Țuculescu a fost... doctor în biologie. Doctor în biologie. Afli imediat formele lui acolo, omul se vede că a lucrat cu lumea, în lumea, a descoperit, a căutat în lumea microscopică, că e foarte sigură și e lucrări în sine, dacă afli ce vrei să găsești.
Da. Acum nu mai... Curaj, interpretare, curaj și sinceritate. Cum am tot vorbit de sinceritate. Deci nu trebuie să... Trebuie să rămâi cu sufletul curat, nu cu nervi și cu chestiuni de acolo. Par așa că sunt foarte dinamice astea de aici, dar trebuie să fie destul de curat. Uite, spre exemplu, acum de câte zile vreau să lucrez și nu pot, pentru că n-am starea asta. Numai când îi dau drumul. Uite că deja schița este. Schițe. Aici, schița. Uite, a fost asta la cât e? La ora... 3 noapte. Cine își bate capul pentru asta? Bocșenii dormeau precis și erau în vise, poate așa terminat. Când ai avut o idee, nu mai stai după chestiunile astea pe aici. Oricum, ăsta, caietul ăsta nu se vinde, asta rămâne în... Nu-i numai singurul, sunt 10. Dacă vreți să știi, mai am și DVD-uri cu lucrările acelea ce le-am anumite, printr-un anumit fel de lucru. Asta, tot sunt secretele, fiecare om are secretul lui, chestiunile lor, că am făcut restaurare și pictură monumentală, e una, dar e prea simplu asta. Asta e mai complex. Și există aici o diferență între Viorel, artistul, când începe să elibereze talentul pe pânză, și Viorel când nu compune, când se relaxează? Oricum, trebuie să te pregătești, trebuie să schițezi, trebuie să spui ideile acolo, să le notezi, că ți-am zis, o idee nouă și proaspătă e ca o pâine caldă. Dacă pot să intervin și eu, da. Nu există o diferență fundamentală în sensul că Viorel e tot timpul deschis. Tot timpul se uită în jur, căutând... Da, nu sunt un robot programat. Motive, nu sunt robot variații, programat. Știi, e... O stare de asta, de căutare continuă, nu este că, știi, de la 4 la 8 mergem și vedem tema și pe urmă mâine dimineață de la 9 la 12 pictăm. Nu. E o căutare continuă. Aproape nu-i o diferență. Diferența este că sunt perioade în care face numai schițe, perioadele de căutare, a exprimării. Bineînțeles. Diferența acolo apare. În perioadele căutarea exprimării nu pictează, sunt tone de caiete, de schițe, de variante, de încercări de alea. Dar căutarea e continuă, nu e un proces fragmentat. Gata, acum mă duc să caut tema. Nu, tema e aproape peste tot. Și căutarea temei este continuă. Nu există absolut o fragmentare de aia mic burgheză continuu sau inginerească a creației. E aproape continuă. Așa că... Și e mai e ceva, e o stare de căutare. Da? Ceea ce probabil că nu o spună eu acum, că nu știi cum e, vorbești prea mult despre tine, pare că la un moment dat te lauzi. Obsesia este, obsesiile nu sunt stă exact mie în caracter puntat să mă laud. E problema că să le spun oamenilor că ce am descoperit eu și ce am făcut eu. Deci obsesia... Dacă vrea să... Ce pe unii poate îi provoc, pe alții nu interesează, poate îi plictisesc, dar chestiunea mea, măi, mi-a făcut așa într-un anumit fel, mi-a făcut viața să nu mă plictisesc. Deci nu ai timp de plictiseală. Totdeauna ai, nu obsesie, e o pasiune, explorare, care contează foarte mult. Deci nu e problema, nu e loc pentru plictiseală. Când ești un explorator, când te descoperi ceva, și pe tine trebuie să descoperi. E mult, fiecare om are o,
o lume care e conștient de chestiunea de acolo și, bineînțeles, ce vrei să faci nu trebuie să cauți, să rămâi indiferent și plictiseal, și cu plictiseală, plictisit, mă rog. Problema e că cea mai frumoasă e, cred că și aici, pe la mine, pe Facebook, pe acolo, să descoperi, arta de a descoperi. N-am vorbit de așa aiurea să mă aflu în treabă. Dacă ești un explorator în lumea ta, e foarte interesantă și e o lume pe care a descoperit-o, e și bucuria descoperii. Am vorbit de schițe mai devreme. Care sunt caracteristicile care ajung să promoveze o idee mai mult decât celelalte ca să ajungă, să spunem, mai repede pe pânză? Este foarte